Bărbatul care și-ar fi violat fiica vitregă în vârstă de 11 ani, lăsând-o însărcinată, a fost trimis în instanța de judecată, anunța Procuratura Generală. Ce pedeapsă riscă învinuitul, vă spunem la știri. Alegerile europarlamentare marcate de o ascensiune a partidelor de extremă dreapta în mai multe țări ce susțin războiul au provocat adevărate cutremure politice, semn că Europa s-a săturat de lupte. Cum au votat moldovenii cu pașaportul românesc, vedeți din subiect. Confederația Națională a Sindicatelor solicită majorarea cu 30% a salariilor angajaților din domeniul sănătății, precum și personalul medical din domeniul asistenței sociale. Apa și serviciile pentru canalizare s-ar putea scumpi în Chișinău cu aproape 40%. Apa Canal Chișinău a depus o solicitare la Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. Bărbatul care și-ar fi violat fiica vitregă în vârstă de 11 ani, lăsând-o însărcinată, a fost trimis în instanța de judecată. Despre asta a anunțat Procuratura Generală într-un comunicat. Astfel, prin urmare, procurorii învinuiesc bărbatul de viol, adică actul sexual neconsimțit, comis cu bună știință asupra unei persoane care nu a atins vârsta de 14 ani, care este și membru de familie. Procuratura Generală mai notează că pe parcursul urmăririi penale, învinuitul s-a aflat în stare de arest preventiv, inclusiv la momentul expedierii cauze penale în instanța de judecată. Acesta pledează nevinovat. Dacă va fi recunoscut vinovat, el riscă o pedeapsă maximă de până la 20 de ani de închisoare sau detenție pe viață. Amintim că la sfârșitul lunii ianuarie, oamenii legii au anunțat despre cazul unei fete de 11 ani care a născut o fetiță rămânând însărcinată la doar 10 ani. Mama ei era peste hotare, iar copila și fratele său, în vârstă de 13 ani, au rămas în grija concubinului mamei. Familia nu știe absolut nimic despre această sarcină, iar prima persoană care a bănuit ceva a fost profesoara ei. Principalul suspect a devenit concubinul mamei minorei, care a fost atunci reținut. În prezent, tânăra mamă își crește copilul acasă, fiind în grija mamei sale, care a revenit în țară de peste hotare, unde se afla la muncă. Procuratura decide când este sau nu cazul de a porni o urmărire penală. Declarația a fost făcută de șefa Procuraturii Anticorupție la o emisiune de la TVR Moldova cu privire la dosarul pentru construirea drumului Leova-Bumbăta. În acest context, Veronica Dragalin le-a recomandat miniștrilor să se ocupe de ministerele pe care le conduc și să lase procurorii să-și facă meseria. Eu recomand miniștrii să ocupe de ministerele pe care le conduc și să ne lase pe noi procurori să ne facem treaba de procurori. Deci procuratura decide când este sau nu este cazul de a porni o urmărire penală. S-a făcut conform legii, vă asigur. Deci noi avem temei de a porni un dosar penal, de a investiga. Dacă nimeni nu a încălcat legea, nu are de ce să fie foarte deranjat sau stresat. O să ajungem la concluzie legală și corectă ca să deci se clasează dosarul. Dar în continuare, deci procuratura decide ce dosar să pornească, ce dosar să te trimită în judecată și cum am menționat la început, deci noi nu o să fim influențați, inclusiv de comentarii din partea miniștrilor. Declarația lui Dragalin vine după ce săptămâna trecută ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale Andrei Spânu le-a recomandat procurorilor anticorupție să se ocupe de hoți, dar nu să ancheteze cum se construiește un drum. Reacția oficialului vine după ce șeful adjunct al Procuraturii Anticorupție, Octavian Iachimovski, a anunțat că un angajat al administrației de stat a drumurilor a fost pus sub învinuire în cauza penală privind gestionarea frauduloasă a construcției drumului Leova-Bumbăta. Îmi pare rău că procurorii se expun pe cât costă sau cum este construit un drum. Ar fi bine să se ocupe de hoți și nu de cum se construiește un drum, iar dacă au anumite suspiciuni sau anumite probe, să le facă publice, să explice la oameni de ce au făcut anumite lucruri. Păcat că procurorii vorbesc lucruri pe care nu pricep și sunt ingineri, sunt specialiști care pricep un pic mai bine decât procurorii în acest sens. Atunci când faci o acuzare, este bine că faci acuzarea și spui, dai detalii, dai probe. Ori ce văd eu acum, scuzați-mă, nu văd nimic. Eu, până ce, din ceea ce cunosc, pentru că nu am fost solicitat, nu am fost întrebat, nu văd niciun motiv pentru tot ceea ce fac ei.
Procuratura Anticorupție a mai făcut cercetări ce vizează o instituție aflată în subordine ministrului Spânu. Este vorba despre licitația pentru spațiile comerciale de la aeroportul Chișinău. Ancheta a încetat la un timp după ce președintele Parlamentului, Igor Grosu, a declarat că Andrei Spânu muncește mult și că nu ar avea interese ascunse cu Lagardère Travel Retail, compania franceză despre care se spunea în spațiul public că ar fi favorită în concurs. În ceea ce privește construcția drumului de acces al punctului de trecere a frontierei Iova-Bumbăta, lucrările au început în toamna anului 2022. Inițial, costul total al proiectului a fost estimat la 250 de milioane de lei, dar cu timpul cheltuielile au crescut cu 30 de milioane. La sfârșitul anului trecut, Procuratura Anticorupție a deschis un dosar penal pentru abuz în serviciu împotriva unor funcționari din conducerea Administrației de Stat a Drumurilor, iar obiectul investigației îl constituie verificarea legalității procesului de contractare a serviciilor de proiectare și construire a drumului de acces Iova-Bumbăta. Șefa Procuratorii Anticorupție, Veronica Dragalin, a anunțat recent că șeful Administrației de Stat a Drumurilor are statut de învinuit. În reacție, acesta a respins acuzațiile și a declarat că la mijloc, de fapt, ar sta interese ascunse ale unor persoane, fără a oferi detalii. Anterior, la o emisiune în platoul postului N4, primarul orașului Iova, Alexandru Bujoreanu, a cerut președintelui Maia Sandu să-l oblige pe ministrul infrastructurii Andrei Spânu să facă publice contractele de construcție a drumului Iova-Bumbăta și anexele cu toate semnăturile. Edilul a spus că această arteră, care face obiectul unei urmăriri penale a Procuraturii Anticorupție, ar putea deveni primul muzeu al corupției în aer liber din Republica Moldova. Sandu nu a reacționat deocamdată la această solicitare. Nu se știe care sunt cifrele din afara țării, dar în Moldova, la alegerile europarlamentare de duminică, au votat peste 56.000 din totalul de 1.000.000 de persoane cu cetățenie română. Autoritățile de la București au deschis în țara noastră 52 de secții de votare, iar Bulgaria a inaugurat altele 7. Potrivit Ambasadei României la Chișinău, 28 de secții de votare au fost deschise în centrul țării, inclusiv 13 secții în capitală. Printre acestea au fost la Consulatul General, Teatrul Satiricus, Universitatea de Stat din Moldova și la liceile Gheorghe Asachi, Spiru Hareț și Miguel de Cervantes. În zona de nord a țării au fost deschise 17 secții de votare, iar la sud altele 7. Am telefonat la câteva licee unde au fost deschise secții de votare pentru a afla dacă membrii comisiilor au fost plătiți sau au făcut voluntariat. Cei de la liceul Gheorghe Asachi din capitală ne-au spus că toate informațiile să le aflăm de la Ambasada României în Republica Moldova. În schimb, directoarea liceului Miguel de Cervantes ne-a spus că niciun observator nu a fost angajat la secția de votare din instituție. Noi am organizat, dar la noi n-au fost în liceu, n-au fost membri a comisiei. Uh-huh. N-au fost membri, adică ambasada și-a mobilizat prin forțele proprii. La noi cât a fost la serviciu, paznicul care era la serviciu, ca de obicei, în orele dumnealui de lucru și rest, nimic. Chirie, noi am avut de la direcție de mers. Nu s-a achitat nimic, s-a oferit spațiu și atât. Directora liceului teoretic Alexei Matievici din Șoldănești, unde de asemenea a fost deschisă o secție de votare, ne-a spus că acolo unii angajați au fost remunerați, însă nu cunoaște suma. Eu știu că toți care au fost la secția de vot, că a fost doar o secție de vot în oraș Șoldănești, la liceul teoretic Alexei Matievici, toți angajații au fost instruiți în primul rând, toți erau competenți, adică în ceea ce fac. Și da, eu știu că au fost și remunerați. N-am întrebat suma remunerării, dar mi-au spus că da, au fost remunerați pe final. Doar a fost dislocat. Uh-huh. Nu am solicitat nicio plată. Prietenește, că suntem frați până la urmă. Am expediat o solicitare la Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova pentru a afla din ce surse financiare a organizat România scrutinul în țara noastră și câți bani s-au alocat pentru deschiderea secțiilor de votare. De asemenea, am vrut să aflăm și de ce s-a decis deschiderea anume 52 de secții și nu a unui număr mai mic sau mai mare. Ministerul ne-a sugerat să adresăm o solicitare către organizatori, ceea ce am și făcut. În plus, am trimis un e-mail cu aceste întrebări și servicii
serviciului de presă indicată pe pagina Ambasadei României în Republica Moldova, dar deocamdată nu am primit un răspuns. Ministerul de Externe ne-a spus doar că autoritățile din țara noastră au autorizat organizarea scrutinului. În total, la alegerile europarlamentare urmează să fie aleși 720 de deputați în Parlamentul UE din toate țările membre ale spațiului comunitar. Alegerile europarlamentare marcate de o ascensiune a partidelor de extremă dreapta în mai multe țări ce susțin războiul au provocat adevărate cutremure politice, semn că Europa s-a săturat de lupte. În Franța, scrutinul european a dus la dizolvarea Parlamentului. Acolo, Partidul Adunarea Națională a lui Marine Le Pen a câștigat 31-32 din voturi, partidul lui Macron înregistrând pe acest fundal o înfrângere usturătoare cu doar 15%. După lovitura dură, liderul de la Elysée a anunțat dizolvarea Adunării Naționale și a convocat alegeri legislative care vor avea loc în 30 iunie și 7 iulie. Le Pen s-a declarat gata să guverneze, să schimbe țara, punând capăt migrației ilegale și aducând pe primul loc între priorități nivelul de trai al francezilor, transmite Associated Press. Dreapta extremă, în ideologia căreia sunt prezentate naționalismul și tradiționalismul religios hotărât, a întrecut așteptările și în țări în care actualele garnituri guvernamentale au câștigat, inclusiv în România. Astfel, Cătălin Drulă, liderul Uniunii Salvați România, al cărui membru este și deputatul PAS Lilian Carp, și-a dat demisia după ce formațiunea sa a luat împreună cu Dreapta Unită doar 11 din sufragii. Iar premierul de la Bruxelles a demisionat după rezultatele slabe ale Partidului Liberal. Belgia a organizat atât alegeri europene cât și federale și regionale. Printre învinșii acestui scrutin se numără un alt aliat al Ucrainei în război și anume social-democrații cancelarului german Olaf Scholz, întrecuți de creștin-democrații de centru-dreapta și de extremă-dreapta. Alternativa pentru Germania. Cu doar 14% din voturi, SPD a obținut cel mai slab rezultat la un scrutin național din ultimul secol. Scholz se confruntă cu apeluri din partea centrului dreapta de a convoca alegeri anticipate ca în Franța, menționează Associated Press. Sondajele le oferă populiștilor un avans considerabil și în Austria, unde Partidul Libertății a obținut aproape 26% din voturi, și Italia, unde formațiunea Frații Italiei a premierului Giorgia Meloni este creditată cu aproape 29%. Alegerile europarlamentare s-au desfășurat în toate cele 27 de țări din Uniunea Europeană. În total, noul parlament va avea un număr de 720 de membri, un număr decis înainte de alegeri. Șoc pe piața valutară. Moneda euro s-a depreciat luni cu 0,5% până la un curs de 1,07 dolari, fiind cel mai scăzut nivel din ultima lună. Despre asta a anunțat presa din România, Agerpres. Potrivit portalului, se întâmplă asta după ce la alegerile pentru Parlamentul European, președintele Franței Emmanuel Macron și cancelarul german au fost devansați de partidele de extremă dreapta la alegerile europarlamentare de duminică, astfel că Macron a cerut organizarea de alegeri anticipate. Astfel, cel mai probabil, rezultatele alegerilor europarlamentare vor genera și mai multă volatilitate pentru moneda euro, care era supusă deja la presiuni după ce rezultatele peste așteptări privind locurile de muncă create de angajatorii americani în luna aprilie au dus la aprecierea dolarului. Analiștii se vor concentra în special pe impactul potențial asupra perspectivelor economice ale Franței, în cazul în care capacitatea lui Macron de a trece prin Parlament proiecte legislative va fi îngreunată de consolidarea puterii formale acțiunilor de extremă dreapta la următoarele alegeri. Potrivit analistului la Credit Agricol Valentin Marinov, investitorii ar putea să pună sub semnul întrebării hotărârea Europei de a face pași spre o mai mare integrare fiscală și financiară. Asta poate fi văzută ca o lovitură dată sentimentului pozitiv, incipient cu privire la euro, care a început să domine piețele valutare în ultimele săptămâni, a conchis Marinov. Agerpres mai notează că acum traderii trebuie să țină cont și de incertitudine politice în pariurile lor. De asemenea, potrivit analiștilor economici străini, moneda euro ar putea să scadă până la un curs de 1,5 dolari în trimestrul al treilea. În Moldova, potrivit cursului valutar stabilit de BNM, după alegerile europene, moneda oficială a UE a scăzut de la 19 lei și 21 de bani la 18 lei și 93 de bani.
Doar 100 de gospodării din 430 sunt asigurate cu apeduct și canalizare, iar oamenii sunt nevoiți să aducă apă de la izvor cu buteliile. Astfel și-a exprimat indignarea primarul din satul Șestaci, raionul Șoldănești. Potrivit lui Iacob Guja, fântânile din sat au secat, așa că acum 2 ani, ca să monteze o rețea de apeduct, a aplicat la proiectul național satului european, în cadrul căruia i-au fost oferite 10 milioane de lei. Acești bani ajung însă pentru implementarea proiectului doar pe jumătate. V-am hvatit atâta или нет? Noi, pentru prima etapă, ne-am încadrat doar în banii care oferă fondul de dezvoltare locală fără contribuții, adică 10.000 de lei, 10 milioane de lei. Adică noi nu am... Noi am mai avea nevoie și pentru a treia etapă, dar se oferă doar 10 milioane, suma maximă, 10 milioane. Și noi am depus proiect, adică am divizat proiectul pentru a doua etapă cu suma de 10 milioane. Este na 8 km jumate de apeduct. 8 km jumate de apeduct. А село в протяженности сколько километров имеет? Pentru ca să asigurăm tot satul cu apă, este nevoie undeva de 16 km. Prin urmare, pentru ca toată lumea să primească apă, mai exact 1100 de localnici, primarul trebuie să găsească alți bani, mai exact 15 milioane de lei. Unicul regret care îl avem noi, oamenii de la țară, e că birocrații în instituțiile statului se asigură cu apă din contul bugetului de stat, adică ei beau zilnic apă din butelii cumpărate din banii oamenilor, dar statul, când vine vorba, deși Constituția obligă statul să asigure oamenilor un tarif decent, și doar noi vrem să fie asigurat accesul la apă, nu să fie oferită apă fără bani, cum folosesc ei apă fără bani din bugetul, din contribuția oamenilor. Ei, iată, ne bagă în concursuri. În plus, spune edilul, concursurile sunt extrem de birocratizate, iar din această cauză are de suferit calitatea lucrărilor. Dar noi, când e timpul bun, facem concursuri, facem hârtii, și când e timpul rău și fric, noi facem lucrări. Și facem lucrări de proastă calitate și pe urmă ne pomenim că am cheltuit o mulțime de bani și lucrările sunt de proastă calitate. Pentru că se fac nu la timp și se fac în timpul iernii, se fac timp rău. Cei mai indignați de lipsa apeductului în sat sunt desigur localnicii. Nu au fost nici canalizații, nici vodoprovod, de aia, fântâni. Cum am făcut noi, fiecare gospodar și faci fântână, care mai aproape, care mai departe, care un vecin, care... Nici n-am fost, nu, n-am apă. Eu aici am grijă de moșnezi, doi moșnezi, un cer la pat și un apă n-au apă, pe că la izvor luăm hăinițele ligean și ne ducem la izvor și le spălăm. Asta... Mahala asta, aici e nu departe, este izvor. Acum toate privirile oamenilor se îndreaptă către primar. Voi nu aveți apă? Până și nu, asta avem, primar ne-a promis. Primariu. La când? Ei, nu știu. Când e promis? Adică el a promis și el aș... Da, să vedem. Nemulțumirile sătenilor nu se opresc aici. Ei sunt supărați și de faptul că școala le-a fost închisă, iar copiii trebuie să meargă la cea din orașul Șoldănești. Nu trebuie să o închidă, că tot era mai din în sat, că așa trebuie să circule zi de zi la Șoldănești. Dar dacă o închis-o, ce se face? Ar fi foarte bine în fiecare sat să fie școală. Unii copilul s-a sculat la vreme s-a dus la școală. Așa e mai greu. Păi uitați-vă noi bine cum o închis școală. Unde să duc copii? Trebuie să chinui dimineață, să trezească la oară 6-7 să duc în satul vecin în autobuz. Trebuie să achităm pentru autobuz. Apă noi în școală asta. De câți ani de zile tot promit că ori să ne fac, ori să ne fac și nu mai fac absolut nimic, nu fac. Aici, numai promisiune. Problem mai mult în sat, ați observat chiar la intrarea în sat, stă gunoi ăștia și Doamne ferește, stă lacul și ăla, se duce, bate vântul, vine tot în sat, tot gunoi ăștia vine la noi în sat. Că ați văzut și primărie avem. Doamne ferește, nu doresc nici la un sat așa primărie. Gardul ăsta chiar nu se poate dat cu vopsea. Puteți să filmați chiar și gardul, uitați-vă copiii, un teren de joacă nu-i pentru copii în sat, înțelegeți? Păi și viitor de noi la copiii ăștia noștri. Primarul a invocat că instituția s-a închis din cauza numărului mic de copii. Gimnaziul a fost închis din cauza că sunt puțini copii.
Avem un an de când copiii merg la Șoldănești. Copiii se adună la drumul central, și, adică transportul spornește din deal și adună pe toți pe de-a lungul satului până la ieșirea din sat. Transportă la liceu, liceile. În Șoldănești avem două licei, transport acolo. Ceea ce ține de gunoi, primarul spune că groapa nu se află pe teritoriul Șestaciului. Cu referire la gardul nevopsit al primăriei, el a afirmat că nu comentează această nemulțumire. Iar ceea ce privește acuzația că părinții ar achita pentru transportul elevilor către școală, edilul a respins această acuzație, menționând că respectivul serviciu pentru copii este gratuit. În weekend a avut loc congresul blocului politic Victorie. Potrivit organizatorilor, din cauza presiunilor și amenințărilor din partea Chișinăului, forumul a avut loc peste hotare, la Moscova. Mai mult, organizația susține că din cauza obstacolelor create de autoritățile moldovene, aproximativ 900 de delegați nu au putut ajunge în capitala Rusiei din Moldova. Cu toate acestea, congresul a fost de amploare. La lucrările acestuia au participat și reprezentanții diasporei moldovenești din Rusia. În total, evenimentul a adunat aproximativ 4.000 de persoane. Astăzi nu este un secret pentru nimeni și vedem cum luptă regimul cu noi. Pentru că înțelege foarte bine că anume echipa noastră nu are doar capacitatea, ci și forța spirituală de a învinge actualul regim antipopular. Astăzi suntem în Rusia, la Moscova, pentru că la noi acasă stăpâni sunt serviciile speciale străine, pentru că în casa noastră este periculos să-ți exprim părerea sinceră, pentru că trădătorii care au capturat puterea în casa noastră au adoptat amendamente la lege. Dacă o critici pe Sandu, devii imediat trădător al patriei. Principalul subiect discutat la congres a fost calea viitoare de dezvoltare a țării. Potrivit vorbitorilor, Europa s-a schimbat, iar autoritățile moldovenești, folosind războiul drept scuză, nu și-au îndeplinit promisiunile. Ca urmare, economia scade, în loc de democrație, e dictatură și cenzură. Țara este controlată din exterior, pierzându-și suveranitatea. Neutralitatea este încălcată și are loc militarizarea. Europa într-adevăr s-a schimbat. Eu personal am trăit în Europa când eram sportiv profesionist și jucam tenis. Îmi amintesc foarte bine cum era Germania și cum este acum. Și când fiecare cetățean al Republicii Moldova va veni la referendumul din 20 octombrie, îmi doresc foarte mult să-și imagineze aceste imagini și să se gândească la cum va trăi copilul lui. Nu doar să bifeze pentru că cineva i-a spus sau l-a forțat, pentru că cineva a spus că așa este mai bine sau mai tare, ci să se gândească că al lui copil va privi și va trăi în toate astea. În 20 octombrie la noi va fi ori întuneric, ori ziua, a spus liderul blocului Victorie Ilan Șor de la tribuna Congresului, menționând că primul pas către renașterea țării trebuie să fie înlăturarea regimului actual de la putere. El a mai spus că doar apropierea de parteneri tradiționali și testați în timp, inclusiv Federația Rusă, va duce Moldova la prosperitate și va dezvălui potențialul său în toate domeniile cheie, agricol, economic, științific, cultural și altele. Noi toți trebuie să suflecăm mânecile și să luptăm sângeros pentru viitorul nostru luminos și ziua de mâine. Am ajuns la un acord împreună cu ONG-ul Eurasia, că 50.000 de ambasadori ai săi merg în Moldova, 50.000 de oameni care vor trebui să spună fiecărui cetățean al Republicii Moldova ce este Uniunea Eurasiatică și ce este Uniunea Europeană. Doar că nu de la ecranele televizoarelor unde emite Maia Sandu, ci în realitate. În cadrul Congresului au vorbit și experți din diferite țări care susțin că totul în Europa nu este deloc așa cum descriu autoritățile moldovenești și că integrarea europeană este o cale nocivă pentru Moldova. Participanții la forum au adoptat și câteva inițiative importante. Acestea au fost înaintate de reprezentanții diasporei moldovenești de Rusia. În special s-a decis ca blocul politic Victorie să lupte pentru păstrarea limbii moldovenești, încetarea discriminării împotriva diasporei moldovenești
Ucrainești din Rusia în cadrul votului prin corespondență și să solicite majorarea numărului de secții de votare pe teritoriul Federației Ruse. At imeni moldavskoi diaspore. În numele diasporei moldovenești din Federația Rusă, facem apel la actualele autorități ale Republicii Moldova. Limba noastră ne-a fost transmisă de părinți, bunici și trebuie să o transmitem copiilor și nepoților noștri. Salvați limba noastră moldovenească! Noi trebuie să o передать нашим детям. Моя инициатива в дискриминации голосования. Инициатива моя есть despre discriminarea votului. De ce diaspora moldovenească din Europa poate să voteze prin corespondență, iar în Rusia nu? Conform legislației moldovenești, cetățenii moldoveni au dreptul de a participa la alegeri indiferent de locația lor, dar realitatea este că în Europa sau America nu doar că sunt multe secții de votare, dar mai au și dreptul la votul prin corespondență, iar în Rusia nu. În numele diasporii moldovenești din Federația Rusă, ne adresăm la actuala guvernare a Republicii Moldova. Încetați discriminarea moldovenilor care trăiesc în Rusia. Suntem aceiași moldoveni ca cei din Europa sau America. Vom pregăti o declarație colectivă către autoritățile din Republica Moldova și suntem dispuși să luptăm pentru drepturile noastre prin toate mijloacele legale. Ambele inițiative au fost adoptate unanim. După congres, Ilanșor a declarat presei ruse că partidele care fac parte din blocul Victorie vor desemna un singur candidat pentru alegerile prezidențiale din 20 octombrie. Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova solicită majorarea începând cu 1 iulie curent cu 30% a salariilor angajaților din domeniul sănătății, precum și personalul medical din domeniul asistenței sociale. Despre asta se arată într-o scrisoare semnată de președintele CNSM Igor Zupcu, adresată prim-ministrului Dorin Recean, președintelui Maia Sandu și președintelui Parlamentului Igor Grosu. În scrisoare se menționează că chiar dacă se întreprind unele măsuri de îmbunătățire, sistemul medical din țară se confruntă în continuare cu multiple provocări, cum ar fi deficitul cadrelor medicale, care anul trecut a fost de 2.000 de medici și 3.000 de asistenți medicali și moașe. Un medic de la urgență cu 10 ani vechime în muncă are un salariu net de aproape 9.800 de lei. Un medic de familie primește lunar 11.942 de lei, asistenții medicali au 7.150 de lei, salarii care sunt mult mai inferioare decât cele acordate medicilor și asistenților medicali din România, motiv pentru care mulți dintre tinerii noștri preferă să se angajeze în țara vecină, se arată în scrisorile adresate conducerii. Totodată, potrivit liderului sindical, din cauza volumului de lucru sporit, prezenței riscurilor psihosociale în activitate, care afectează starea de sănătate a angajaților prin stres și stări de anxietate, responsabilității înalte, necesității de a activa peste orele de program și remunerării nemotivante în raport cu munca depusă, este dificil atât menținerea specialiștilor cu experiență, cât și atragerea celor tineri. Potrivit datelor incluse în raportul de activitate al Federației pentru anul trecut, instituțiile medicale din subordinea Ministerului Sănătății la 31 decembrie 2023 activau 9.830 de medici și 18.672 personal medical mediu, iar asigurarea cu cadre medicale la 10.000 de locuitori rămâne în continuare insuficientă și reflectă lipsuri și tendințe îngrijorătoare. Am solicitat un comentariu de la Guvern, Președinție și Ministerul Sănătății la solicitarea CNSM, dar deocamdată nu am primit un răspuns. Reprezentanții Parlamentului ne-au spus că verifică această informație și vor reveni mai târziu. Amintim că în octombrie 2023, lefurile angajaților din instituțiile medico-sanitare finanțate prin Fondul Asigurărilor Obligațiilor de Asistență Medicală au fost majorate cu 15%. În mediu, salariul unui medic a crescut cu aproximativ 2.600 de lei, al unui asistent medical cu 1.700 de lei și al unei infirmiere cu 1.000 de lei. Apa și canalizarea s-ar putea scumpi în Chișinău cu aproape 38%. Apa Canal Chișinău a depus o solicitare la Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică de aprobare anuală a tarifelor. Astfel, compania propune majorarea taxelor medii cu peste 6 lei metrul cub față de cele actuale. Asta deoarece veniturile necesare pentru activitatea întreprinderii municipale în 2024, conform calculelor sale, constituie peste 976.000 de lei, cu aproape 272.000 mai mult de
decât câștigul pentru un an calendaristic rezultat în baza prețurilor actuale. În plus, potrivit Apă Canal Chișinău, devierile tarifare totale constituie aproape 153 de milioane de lei. Compania mai spune că nu a propus nivelul exact al taxelor diferențiate, având în vedere importanța socială mare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, precum și faptul că nu cunoaște dacă ANRE va decide stabilirea compensărilor încrucișate, adică prețuri mai mici pentru o anumită categorie de consumatori din contul unor mai mari pentru o altă categorie. Ultima dată tariful la apă și canalizare în capitală a fost actualizat în octombrie. Astfel, consumatorii casnici achită în prezent aproape 15 lei pentru un metru cub. Fostul deputat liberal din Moldova, Vadim Vakarciuc, arestat în Statele Unite ale Americii pentru uz neautorizat a identității altei persoane, a fost eliberat pe cauțiune. El ar fi plătit 10.000 de dolari drept garanție instanței. De asemenea, a fost eliberat și al doilea moldovean, Ivan Bordian, reținut împreună cu fostul parlamentar, scrie presa internațională. Cei doi nu au dreptul să folosească ATM-urile să se apropie de rețeaua de magazine Quick Trip și au predat pașapoartele pentru perioada procesului. Se mai scrie că procurorii se tem că Vakarciuc ar putea fugi din Statele Unite ale Americii. Conform lor, acesta are legături la nivel guvernamental în Moldova și ar exista risc sporit să părăsească teritoriul american. Vakarciuc are 51 de ani și a fost reținut miercuri dimineața. Împreună cu el, polițiștii americani l-au arestat și pe un alt moldovean în vârstă de 32 de ani. În Republica Moldova, Vadim Vakarciuc a fost deputat în mai multe legislaturi din partea Partidului Liberal. În aprilie 2013, el a fost exclus din partid împreună cu alți deputați care au cerut schimbarea conducerii PL. Politicienii expulzați și-au format propriul partid pe care l-au numit Partidul Liberal Reformist. Noul partid nu a reușit să intre în Parlament la alegerile din 2014. De asemenea, a ocupat un loc în Consiliul Municipal Bălți în cadrul convocării precedente, reprezentând Platforma Populară Europeană a lui Iurie Leancă. Mai mulți locuitori ai capitalei spun că terenurile de fotbal pun în pericol viețile copiilor. Oamenii se plâng că acestea nu sunt amenajate corespunzător, iar porțile de fotbal se pot prăbuși și strivi în orice moment pe cineva. Locatarii de pe strada Sucevița, sectorul Buiucani, spun că stau cu această frică zi de zi. Sunt foarte rupte, sunt foarte avariate, sunt periculoase pentru copii. Necesită o reparație capitală, însă suntem în așteptare. Locuiesc aici de 3 ani și de 3 ani deja este așa, în situația avariată. Este o foarte mare problemă pentru acest cartier. Aici este periculos să te joci. Copiii mei nu se joacă aici, se joacă străini. Dar mie îmi este jale. Ei sunt copii, ei vor să alerge, să sară, dar unde? Vrem să mergem spre Uniunea Europeană, dar în asemenea situații nu ne vom duce. Nimeni nu vrea să facă nimic. Tuturor le este indiferent și nimeni nu face nimic. Situații similare am găsit și în sectorul Râșcani al capitalei, dar și la Ciocana, unde porțile de fotbal, dar și panourile de basket sunt într-o stare dezastruoasă, spun oamenii de acolo. Prostă ujus căcoetă. Este strașnic, trebuie ceva de făcut. Nu este singurul stadion de așa fel, ele sunt prin toate ogrezile așa. Ei repară câte unul, îl filmează frumos și spun că totul este în regulă, dar foarte multe stadioane stau părăsite. Autoritățile trebuie să atragă atenția la această problemă. Am încercat să aflăm de la Primăria Capitalei dacă se preconizează în următoarea perioadă renovarea terenurilor de fotbal, dar deocamdată nu am primit un răspuns. Nici reprezentanții Preturii Buiucane nu ne-au răspuns la apeluri. Menționăm că în ultima perioadă au avut loc mai multe situații grave și chiar tragedii provocate de porțile de fotbal. În luna martie a acestui an, un copil de 7 ani din raionul Sângerei a fost rănit grav după ce o astfel de construcție a căzut peste el. A fost transportat în stare critică la Institutul Mamei și Copilului din capitală, unde medicii au reușit să-l salveze. Un băiat de 15 ani din Chișinău a fost însă mai puțin norocos. El a murit în luna mai a anului trecut după ce o poartă de fotbal i-a căzut deasupra. Cu o jumătate de an înainte și-a pierdut viața la doar 16 ani și un băiat din Orhei, fiind zdrobit la fel de o poartă de fotbal. Recent, la Tiraspol, un băiat de 11 ani a fost rănit după ce un panou de basket a căzut peste el. Incidentul a avut loc în curtea unei case. Băiatul a fost transportat la spital, unde i s-a diagnosticat traumatism craniocerebrală, comoție și o leziune oculară.